Timp de două zile, peste 600 de experți din 20 de țări participă la cel de-al 8-lea Forum Internațional de Investiții Invest Găgăuzia 2022, care se desfășoară la Comrat. În prima zi a forumului au fost discutate principalele probleme cu care se confruntă antreprenorii autohtoni în urma perioadei pandemice și a războiului din Ucraina. Antreprenorii din toate colțurile țării și-au prezentat la forum proiectele de afacere potențialilor parteneri economici. Producem vin din anul 1893, avem o experiență bogată și vrem să împărtășim această experiență în întreaga lume. Vindem produsul în peste 20 de țări și dorim să găsim aici mai mulți parteneri. Suntem la forum pentru a prezenta produsul la nivel de țară. Resursele energetice devin din ce în ce mai scumpe și este necesar să găsim soluții cu efecte benefice asupra sănătății și, în același timp, să obținem o reducere a consumului de energie. Tema principală a forumului este unitate prin dezvoltare, iar participanții discută despre provocările și crizele cu care se confruntă businessul local, național și internațional. Dorim să ne repoziționăm ca o regiune a Republicii Moldova, unde sunt înlăturate orice bariere în calea investițiilor. Investițiile străine reprezintă o sursă importantă de creștere economică și ajută la crearea de locuri de muncă. Uniunea Europeană oferă sprijin regiunii găgăuze deja de mai mulți ani, în special oferă asistență economică. UE este unul dintre cei mai mari donatori pentru Găgăuzia. În ultimii 4 ani, UE a oferit asistență prin investiții de aproape 12 milioane de euro. Forumul investițional de la Comrat a ajuns la cea de-a 8-a ediție. În acest an, evenimentul se desfășoară în perioada 7-8 octombrie.